de Muceani, am observat. Tatăl din Muceani. Nu vreau să-l laud pe Cherba, că, cum a zis un cumnat de mine, nu ce-l laud, că nu întrebă nimic de la tine. Dar cel mai cum se cade dintre toți, a fost mai corect, a fost Cherba. Și Mărcuț a fost un om de omenie, pentru mine a fost un domn. Dar cu Cherba am fost mai apropiat, că am putut vorbi cu tu și cu mă. Da, da. No. Așa, și fetele noastre au fost, s-au cunoscut. Și apoi... A fost locomos, porumbul a fost la jumătate de preț. No, nu mai vorbesc de must, că am avut canistră și umple canistra de must, că șeful cel a zis, luați-vă cât vă trebuie, că este. No, i-am și dus în camere și am băut și le-am băgat în canistră și... No. Dar tata zicea de călmățui. Dacă de acasă, că a zis, parcă așa mi-a spus când am plecat de acolo, 3 săptămâni și e atâta. Că fiecare avea treaba acasă și da. N-ai fi mers, nu știu cum, dar nu durează 3 săptămâni să culeagă cu cruzul și vine înapoi acasă și asta. Încolo sta 6 săptămâni acolo, o lună și jumătate. Dar Iasul respectiv avea și parte cu vii și avea și, avea și porun, cultură mare. Avea și parte cu vii, da, uh-huh. Acolo îți panciu, odobești, da. Îți pe acolo și la Ivești ne-am fost noi iară Podgorie și... Tata zicea de călmățui. Acolo era și călmățuiu. Doar și. Doar uh-huh. Și, da. Și ce transportau? Butoaie cu vin? Erau butoaie de lemn. Butoaie de lemn se transporta. Nu era plastic atunci. Am înțeles, da. Butoaie de lemn. Că zicea tata că ajuns până la Piatra Neamț. Mă gândeam cum au siguranță în ele, că noi mă știam că ceodată că ceva să mai... strica, să mai pica cercurile și păi el mai curgem, da? Uite, au fost mai bine pus la punct și așa s-au făcut transporturile, da? Să vezi ele vasul de lemn și o da așa miros bun la vin. Da, își pierde bun. Așa au fost regulă atunci. Și vezi, așa au avut posibilitate, așa au dus, așa au știut că trebuie să facă și... No, s-au bucurat că au mașini și noi n-am avut altă treabă acolo, numai la ei, la dispoziția lor. N-am avut noi să mei acasă sau să fac, doar și duminica a lucrat. Că atunci nu era probleme că e duminica, e sărbătoare sau nu știu ce. Am lucrat și duminica. Tăi n-aveai ce face, numai atunci cu meciul. Și atunci trimiteau mașinile, o mașină încoace, una încolo cu vin. Trimiteau, unde aveau probleme, unde trebuia să ducă, acolo să duceau și șoferii știau și la început poate că au fost mai probleme până au învățat depozitele și unde trebuie să ducă, Iasul, unde au avut matul și nu, da. Și mașinile majoritate mă gândesc că erau noi, nu? Mașinile erau bune, numai la aceea, nu știu, deci, nu mai mi-aduc aminte de ce o trebuie să schimbăm motorul, că altfel nu mi-aș fi adus aminte, dar știu că ne-am dus la meci și că am schimbat motorul. Am schimbat motorul că n-a mai mers motorul și probabil că cei care au venit mașina cu motorul cel nou l-au dus și pe acela vechi înapoi acasă sau nu știu, l-am pus noi în caroserie, în atelierul mobil, da. Da. Știu că parcă și Țâță a fost cu voi, Țâță și Martinul, nu știu cine era Martinul ăla. Martin e mort. E Martinul un mănuțul din colonie, de la Ineu. A, așa. E mort, acela e mort. Șoferul a fost și el. Și Țâță, știi da, cum a da, murit. Știu, că s-a dat autobuzul pe el. A picat autobuzul pe el. Cu Țâță nu mai știu eu. Chiar bine, nu mai m-a dus aminte. Chiar bine aminte numai. Cu Țâță știu că am fost la Rovinari, la Cărbune. Țâță era de la Novaci. El a fost mutat să aici, taică, Sucioban, la Ineu. Și erau de la Novaci. Novaciul e aproape de Târgu Jiu acolo. Da. Și am avut pe unul Radu din Drauț, șofer, care a fost și el detașat atunci. Radu Toia. Radu Toia. Alu Toia, la Drauț. Da, deci doi frații. Da. No. Și ăsta-i plăcea e tare să glumească cu Țiță. La Radu? Da. Să îl necăjeam. Radul ne cărea pe Țâță. Nu știu unde au găsit un câine negru de ăsta ciobănesc, de oi, și când a venit Țâță avea șauă la coloană, autotractor cu șa.
Și când a venit țâță dimineața la clonă, era câinile legat cu oață de câligul de remorcă de la spate, de la el, de la mașină. Eu nu mai zic nimic, că cine numai Radul e așa și așa, îl studia pe Radu, e numai Radu, stăcea pe acolo după mașină să vadă spectacolul, ce face. Nu-i bai că l-aranjezi-o, mă spui la volan și mâni și pune praf să face câinile, că vine că e câinile lui Radu. Dar șeful Sorițău nu știe cum să meargă repede, să dizlege, că Sorițău era și milos de animale așa. Și să dizlege câinile să nu îl tragă ăsta după mașina lui. No, și atunci l-a dizlegat și țâță s-a răzbunat pe Radu, l-a înjurat, l-a mai... Ăsta un pic așa, Radu tătreșea de râs. Nu mai putea de râs, de satisfacție că s-a nervat ăsta. Și când merem la rovinari, acolo nu ori stropit ăștia, așa acolo se decoperta și erau belți cu apă. Și ca și la canal, dar la canal, acolo în județul Constanța, erau mai ăștia mai grijulini, mai atenți, o stropit pentru țânțari. S-o stropit, s-o deratizat, țânțarii nu erau. Deci n-aveam, tot în Barăci am dormit și la rovinari și la ăsta, la canal. Ba, la rovinari parcă am avut bloc, numai ne mâncau țânțarii. Era cald, era vară și trebuia să stai mai dezbrăcat în cameră și era pericol cu țânțarii, că la geamuri n-aveai plasă pusă. Atunci pățiță nu-l mușcau țânțarii. Radu a observat, noi n-am băgat de seama așa, n-am fost atenți că pe ăsta nu se necărea, știi, erau cu praștii din aer, avem țânțarii și mai să-i distrugă, să nu știu ce, știi? Și zice Radu că te țâță, știi, când l-a văzut că nu mai știa să facă șudă odată de Dumnezeu și zice, mă, ești țânțarii, nu te mâncă pe cei, că te cunoști că ești de-a lor, că ești de aici, că țâță eram din Novaci și Târgu Jiu de aproape. Deci, o zic că are trecere la țânțari, că nu mâncă țânțarii, fiindcă e oltean, e gorjean, gorjean de acela, de-a lor. Radu a fost, nu știu dacă nu a fost plecat afară undeva. E mort. A murit? Da, a avut Radu. Da, e mort de câțiva ani. Da, el a avut cea cu remorcă, mi se pare, nu? Făcea țara și el, nu, Radu? Da. Da, îi plăcea să tălpălească. Era cam mai înțepat, așa mai asta. El. A călca buceagul de luau zmeii. Îl călca, da, era mai grăbit, mai asta, așa, da. Și era șofer bun? Pățiță, nu, potrivit, bun șofer, bun era, da. Când vedeam vreo ceva făcut la coloană, undeva, ceva la cineva pus, că mai puneau șoferii, mai... Glume. E legal la unul, mai glumeau așa, știam că e lucrul lui Radu. Radu avea chef de glume, de făcut ceva pozne, de făcut ceva, știi? Șeful știa, șeful se râdea, șeful Sorițeu îi plăcea și lui glumele așa și mai povestea și el la șoferi și șoferii zicea, da, domn șef, bă, chiar așa, bă, voi nu credeți, uite așa s-a întâmplat, uite așa la noi, uite așa în sat la Ida, Revetiș. Un sat mai mic, așa, zicea un strungar din Buceni. Mitru? Gotiș, Mitru. Zice, satul vă mic, dar la voi dități a fost și vărb, și șciop, și ciunci, și la voi dități ce feluri au fost. Povestește-mi cum a fost cu spălatul vinului pe picioare. Cu must. Sau cu must, nu știu. Cu must. Păi, în secție acolo, așa, mereu și duceam cu găleata. Nu umbla, nu știu, sticle avem, ce mai mea, că era pe timpul Ceaușescu, nu au apărut să răsticle așa. Mă, cred că cu găleata ne dușem și dușem. Și
M-a zis că se dezinfectează, e cu ăsta, e la picioare. No, ne-au venit să ne râdem, așa ne-am, ăsta, ne-am foșod, ne-am ăsta, că nu ne-am gândit la chiar așa, că ne-am spălat pe gât și ne-am, orfă oameni de înțelegere, oameni de omenie, nu pun nicio restricție, bă, du ciocolată, du două, dar gata, ne-au spus, cât vă trebuie, mă luați, că este struguri, este material, este must, și am dus și acasă, am dus într-o canistră acasă, din ăla și-a fost un, la care am dat să guste așa, au zis că nu am mai băut așa ceva. La ispodgoriile, ce ai acolo? Da. E și clima alta și solul. Probabil. Și... Da, e altceva. Dar tata mă gândesc că nu a fost treaz, nu, când eu pus să-l spele pe picioare cu vin. Da, știu că a fost treaz. Tu crezi că a fost treaz când a dus cu găleata? Mai tras-o un pic. Nici vorba. Da. Asta a fost situația. Ne-am cam săturat de stat acolo. A fost o lună și jumătate, apoi ne-am zis că mergem pe 3 săptămâni. Că așa ne-au promis șefii. Că 3 săptămâni e gata campania. Și apoi, nu. Nu, noi n-ai putut să ieși până nu e gata cu recoltatul. Că așa știu că a făcut înțelegerea IRTA. Că nu, dar și câtă de bine că nu v-a pus să stați până când se gata și vinul, că era mai. S-o cules tot, s-o cules acolo și s-o făcut treaba mai mult. Eu cred că cine știe acum mai e lucrate.